Atmosferă incendiară și emoționantă în municipiul Hunedoara. Mii de suporteri ai echipei Corvinul Hunedoara au sărbătorit alături de câștigătorii Cupei României la fotbal această reușită istorică a clubului alb-albastru pe străzile Hunedoarei. Eroii acestor zile, împreună cu staful Corvinului, au ridicat cupa deasupra tuturor dintr-un autocar descoperit, pentru ca, la finalul traseului, cupa să ajungă la castel. Fotbaliștii au pornit cu un autocar descoperit de la stadionul Mihail Klein spre castelul Corvinilor, iar numeroși suporteri au însoțit și au aclamat pe traseul parcurs în aproximativ o oră. Atmosfera a fost una incendiară și emoționantă. Este o bucurie imensă, dar cel mai mult mă bucură și vă spun cu sinceritate bucuria celorlalți. Am primit un mesaj într-o seară pe Facebook de la o doamnă care îmi explica bucuria ei în tribunele stadionului de la Sibiu prin faptul că atunci când s-a câștigat cupa, când a fost marcat ultimul gol, oamenii din peluză se îmbrățișeau între ei fără să se cunoască unul pe altul și plângeau pur și simplu. Cred că acest lucru este exact ceea ce a spus dânsa în mesaj, a unit orașul și asta este cea mai mare bucurie pe care a dus-o această performanță. Am fost la Casa de Cultură să facem o poză cu cupa și ce am văzut acolo am și înregistrat puțin pe telefon, e ceva fantastic ce am putut să realizăm. Cred că nu numai aici în Hunedoara, pentru că am primit ceva mesaje de la niște prieteni, a fost un turneu de fotbal în Cluj și copiii, după ce au câștigat meciul, s-au dezbrăcat la bustul gol să fie la fel ca băieții de la Corvinul. Înseamnă că dacă noi am putut să facem aceste lucruri pentru niște copii, înseamnă că despre asta e vorba. Aflați încă sub euforia momentului, acela în care Corvinul a câștigat Cupa României la fotbal. Bogdan Apostu, fost fotbalist al echipei alb-albastre, spune că eu cred că nu realizează nimeni, nici noi nu realizăm cu adevărat. Să nu uităm că este cea mai mare performanță din istoria clubului. De când există acest club, este primul trofeu pe care Corvinul îl aduce la Hunedoara și emulația aceasta a creat, cum spunea și Mister mai devreme, s-a creat un trend la nivel național. Copii de la Cluj, de la București, de la Sighișoara sau de la Făgăraș își doresc să fie Corvinul. Ei nu-și mai doresc să fie o altă echipă, își doresc să fie la fel ca și Corvinul Hunedoara și cred că asta e cea mai mare realizare a acestei comunități. 23 de ani am trăit în Arad, sunt născută în Hunedoara și nu regret 5 minute că am venit înapoi. Asta e mândria noastră. Pentru asta trăiesc. Pe cuvânt, dacă nu, atâta fericire n-am văzut. La castelul Corvinilor, fotbaliștii au coborât din autocar și și-au făcut cu greu loc prin mulțimea care a făcut neîncăpătoare curtea monumentului istoric. Toți fotbaliștii au fost prezentați rând pe rând și au urcat pe scena din curtea exterioară a castelului, fiind aplaudați de public, iar în momentul în care antrenorul principal a fost prezentat, suporterii au scandat numele. Artizanul Cupei României, antrenorul nostru principal, Florin! 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 Pentru mine Corvinul înseamnă totul, deoarece de aici eu joc fotbal și de aici am plecat, aici am crescut, cu oameni frumoși, cu o echipă frumoasă, o comunitate la fel de frumoasă și doar uitați cei prin jur, toată Hunedoara este într-un loc să sărbătorim cel mai frumos moment din istoria Corvinului, părerea mea. Sunt corvinist de când mă știu. Am simțit așa o bucurie imensă. Să fie fericiți, sănătoși, să joace tot așa în continuare. Urmașii lui Iancu de Hunedoara i-au învins pe urmașii lui Ștefan cel Mare. Nu s-a dus cupa la Galați, a venit la Hunedoara, la castel. Sunt foarte fericită că a câștigat Corvinul cupa și e foarte fain aici. Forța Corvinul! Hai Corvinul!